această parte am dorit să auzim întrebările dumneavoastră. Am preferat să le scrieți și să le citim noi, pentru a putea face o selecție. Cei care vor să le spună tare, îi rugăm să se rezume la pus întrebarea la obiect. Până vor veni primele întrebări, aș vrea să vă citesc și o poezie. Cred că am mai citit la conferința Suceava, este una din preferatele mele. Sper și a dumneavoastră. Este o poezie scrisă în Temnițe, de Demostene Andronescu. Se numește Unde sunt nebunii? Unde sunt nebunii? Unde sunt nebunii? E, Doamne, lumea plină de cuminți. E plin pământul de martiri și sfinți atinși de filoxera înțelepciunii. Tăcută e gloata de înțelepți ca sfinții în fața lumii și a nemărginirii și ascultător de rânduiala firii ca un plăvan în jur trudește insul. Scâncesc cu minții închingile durerii și sângerând din răni adânci plâmbețe, îngăneveste mor de bătrânețe, necutezând să tragă spada vrerii. Dorește omenirea ca o juncă și nu-i nimeni ca să-i slobodă sânge. S-a împotmolit istoria și plânge cu prora înfictă într-un colț de stâncă. Nu se mai nasc nebuni care s-o mâne cu bâta de la spate ca pe vită. Acestui veac nebun să-i pună dinamită și evul înțelepciunii să-l sfărâme. O, Doamne, Doamne, unde-s Don Chihoții? E lumea plină de azi de Sancho Panza și nu îndrăznesc să mânuiască lanța, ci scutiei cu minți se vor cu toții. Unde-s nebunii, unde-s machidonii, să tragă spada și să taie nodul? Tânjește după glorie norodul și nu-s cezari să-l treacă rubiconii. Sloboade, Doamne, în lume nebunia, să-o răvășească și să-o răstoarne, ca un berbec să ia pământul în coarne și acestui veac nebun să-i surpe temelia. Așteptând întrebările, aș vrea să vă povestesc o întâmplare pe care am citit-o din Aiud, referitoare la George Mann. Poate știți, la Aiud erau foarte mulți din intelectualii țării, era spuma țării acolo, elita întregii generații. Dintre toți era considerat ca o academie acolo. Foarte mulți țineau cursuri. Unii se țineau, când a fost această libertate, se țineau prin viu grai, separat pe camere sau când se putea pe mai mulți. Apoi s-au ținut în morse, prin calorifere. Poate cei, vi se pare ghilar, poate cei care nu știți aceste lucruri. Dintre toți acești intelectuali ai țării, aflați în Aiud, în această academie a Aiudului, rector era considerat George Mann pentru cultura sa enciclopedică, pentru rectitudinea sa morală. Acest lucru este ilustrat de această povestire pe care, această întâmplare care o voi povesti. În acel moment se întâmpla războiul din Coreea, Coreea de Nord împotriva Coreea de Sud. Cei din închisoare s-au întrebat de ce acest război fratricid, care sunt interesele într-o zonă uitată de lume, de ce această confruntare. Și au hotărât să meargă la rectorul George Manu și să-l întrebe câteva amănunte, să-și clarifice această situație. El le-a răspuns că le-ar putea da un răspuns pe scurt, sau ar putea să-și noteze câteva idei. Nu existau cărți, nu existau foi de hârtie, crioane. Aveau tăblițe de tablă și cuie și scrijeleau pe ele. Și a cerut două bucăți de tablă și le-a cerut timp până seara. Până seara și-a notat câteva idei din cap despre Coreea de Nord, după care a ținut o conferință de câteva ore
despre Coreea de Nord, despre Coreea în general. A început cu istoria veche a Coreei, cu dinastiile coreene, cu legăturile lor cu dinastiile chinezești, japoneze, geografia solului și a subsolului Coreei, numărul de orașe, râurile, populația, bogățiile subsolului, ocupațiile prioritare, cultura, religia. Era vorba, repet, de o țară uitată de lume, Coreea. Putea să-l întrebi cineva de Republica Malgașă sau de Vietnamul de Sud. Acest om era o enciclopedie. Să ne gândim ce Românie ar fi însemnat, cum ar fi arătat această țară dacă acești oameni, precum George Manu, Petre Țucea, Mircea Fulcănescu și toată această spumă intelectuală, interbelică, ar fi condus țara. Cum ar fi arătat țara? Cum ar fi arătat România condusă pe acești oameni? Am să fac o sortare a întrebărilor și vă rog dacă două minute ce nu am să spun. Aș vrea citire câteva rânduri ale domnului Vasile Turtureanu, care este sucega și pe care l-am cunoscut în ultimii ani de viață. Am căutat să realizez în mine omul nou, care trebuie să fie adevărat regional. Acesta nu este altceva decât omul nou în Hristos. Omul nou regional, așa cum l-am înțeles eu, se naște din durere și renunțări. Crește în strălucire, udat de lacrimi de pocăință, spovedania și sfânta împărtășanie, are dragoste sinceră față de aproapele și credință nelimitată în biruința și învierea neamului românesc, în lumina Sfintei Învățături a Plângului Iisus. Legionarul de elită este un erou cu suflet de sfânt. E luptă din credință, jertfește din dragoste și primește cu serenitate chinurile morții în nădejdea învierii. Sunt câteva rânduri din Cartea Sfântului Închisorilor ale domnului Vasile Turtureanu cu 23 de ani de închisoare. Unul dintre sfinții, putem spune, ai închisorilor. Este o întrebare la care cumva m-am așteptat. Aș ruga din invitați cine vrea să răspundă la această întrebare sau face completări, inclusiv din sală. Știu că sunt oameni cunoscători ai problemei și ai istoriei noastre interbelice. Cineva întreabă care a fost adevărul cu privire la moartea istoricului Nicolae Iorga. Lucru aflat în manualele de istorie sau așa, ca fiind ucis de legionari. Acest cazul Iorga, eu l-aș ruga pe părintele Fabian, dacă și părintele Teodot, dacă poate completa aceste situații. Încă din 1990 s-a scris în câteva reviste ale unor intelectuali, dintre care aș aminti revista Totuși iubirea a lui Adrian Păunescu. S-a scris de către un intelectual ca domnul Coja, Ion Coja, lucrul acesta. Din mărturile unor oameni care a vorbit el, a discutat, și mărturile scrise primite de către el, s-a ajuns la această concluzie că savantul Nicolae Iorga
Am fost ucis la ordinele unor servicii secrete. Lucrul acesta se poate vedea citind memoriile comandantului Horea Sima, care mărturisește lucrul acesta. Dar, pentru cei care vor mai multă documentație, să citească studiile domnului Coșa și alte articole care s-au scris, unde se arată clar că asasinii lui Iorga și Mangiaru din 27-28 noiembrie 1940 au fost agenți sovietici și agenți ai Marii Britanii, ai Angliei, de care lucru nu era străină nici Germania. Cu toții aveau interes ca Nicolae Iorga să moară și cu toții aveau interes ca țapurii ispășitori să fie mișcarea legionară. Legionarii erau ultimii care aveau interes să-l omoare pe Iorga. Ei știau că această crimă va fi o pată pe imaginea ei pe veci. Ei știau cursul istoriei dacă se va întâmpla lucrul acesta. Tocmai de aceea comandantul Horea Sima dă ordin generalului Petrovicescu, care era ministru de interne legionar, și acesta a telefonat soție lui Iorga la Prahova. Deci, i-a telefonat să fugă de acasă, pentru că se pregătește un atac asupra casei lor. Soția însă și cu Iorga n-au dat crezare acestui fapt și au crezut că însuși acest telefon este o încercare de a-i lichida. Astfel că acești asasini, care nu merită numele de oameni, în frunte cu Traian Boieru, au ajuns și, cum se știe, l-au scos de acasă și pe marginea unui drum l-au asasinat. Ei, se mai știe că imediat Horea Sima, care era atunci comandantul mișcării și în alături de Antonescu conduceau statul, a dat ordin și asasinii au fost prinși. Și în aceeași zi aduși în capitală și Antonescu a dat ordin să fie aduși în fața lui. De ce Traian Boieru, asasinul Iorga, a trăit bine mersi până la adânci bătrâneți în Germania, nesupărat de nimeni, necăutat de securitate, de comuniști? De ce a trăit în aceste condiții dacă el ar fi făcut parte din mișcarea legionară? El s-a sacrificat pe alte planuri. Asta e o altă discuție. Vă spuneți nevoile concret, dacă aveți. Deci Horea Sima a încercat să-l salveze pe Savan. El însuși mărturisește în memoriile lui, a fugit cu mașina, în galopul mașinii din București până la casa lui Iorga, să-l salveze personal, dar a ajuns prea târziu. De atunci încoace, din 1940, din ianuarie 41, adevărul s-a ascuns și se crede de atunci încoace, în continuare, după filmele lui Sergiu Nicolaescu, că legionarii l-au asasinat pe Iorga. Cum am zis, s-a descoperit că Traian Boieru era pus în slujba sovieticilor, în slujba KGB-ului sovietic și că însuși Stalin ar fi ordonat asasinarea lui. Un amănunt care l-am întâlnit în
în memoriile unor români trăiți în exil, menționau faptul că familia lui Traian Boieru, pe vremea lui Gheorghe Urdej, când granițele erau închise, granițele României erau închise, îl vizitau pe acesta în Germania și se întorceau înapoi. Erau protejați de, de regimul comunist. Și oricum ne-am gândit, acest lucru a fost o mare realizare. Iorga era un patriot. Era un om incomod. Foarte greu de închipuit în ce fel ar fi putut bolșevicii să-l ia în barcă, cum s-a întâmplat cu Sadoveanu sau cu alții. Acest om trebuia să scape. Și în acest fel au scăpat cu mână străină, au ucis doi iepuri, au nimerit doi iepuri într-o dată. Mai sunt întrebări, aș prefera cumva cele care nu sunt neapărat legate de tema conferinței, să lăsăm pentru altă dată sau pentru altă situație. Cineva întreabă? Gata. Ca profesor de religie, cum putem lua atitudine față de situația scoaterii religiei din școli, din moment ce se impune pe scară ierarhică cu inspectori și ierarhia administrativă, care la rândul ei nu, nu face nimic. E foarte greu de văzut încă în mod clar care va fi sfârșitul acestor acțiuni împotriva religiei din școli. În fiecare an se încearcă lucrul acesta, dar profesorii de religie să stea demn, să facă apel la legea educației, la colaborarea între biserică și stat care există, la faptul că materia religie nu face parte din trunchiul comun de ore și copiii au această posibilitate să facă religie. Au fost presiuni, într-adevăr, în unele școli ca elevii să nu mai dorească ora de religie. Au fost presiuni ca elevii să facă cereri, că nu mai doresc lucrul acesta și chiar s-a scos în unele școli ora de religie din lipsă de elevi, din lipsă de profesori. Deci, profesorii să încerce să fie demni și să spună elevilor că fără religie omul se transformă într-un animal rațional și că fără acest element de religie suntem ca și animalele. De altfel, școala este fiica bisericii. Școala s-a format la poalele bisericii și este un lucru penibil ca fiica să spună mamei sale, du-te de aici. Este penibil ca fiica să spună mamei sale, ieși din casă. Exact așa cum se face astăzi când școala românească încearcă să elimine pe mama ei. Aici eu pot aduce, mi-amintesc de cuvântul părintele Stăniloae, care a fost la fel întrebat înainte, câțiva ani de a muri, într-o ispită asemănătoare. Și părintele a spus, strigând, ridicând, să iasă lumea în stradă, domnule. Să iese pentru astea lucruri ale acestei lumi pământești și pentru credință, pentru Hristos, să iasă lumea în stradă. Dar știți ce se va întâmpla? Dacă nu va fi religia în școli, Dumnezeu nu bate cu parul. Cei care au scos-o vor avea de furcă cu acești elevi, studenți, care fără de harul Dumnezeu se vor transforma. Bandii de tărhari vor ucide profesorii, cum se întâmplă în America, cu mitralierii, cu droguri, toate urgiile vor veni pentru că tinerețe este în flacăra patimilor. Dacă nu te temperezi, te transformi în fiară. Și atunci, tot ei îi vor elimina, îi va pedepsi Dumnezeu prin acești tineri care nu le-au dat, că nu le-au dat posibilitatea să facă religia, să mai liniștească și ei în fața o icoane a Mântuitorului, să mai
calmeze și ei din toate bucimările. Cineva întreabă despre legătura dintre cadrul de sănătate și transplant. Mie mi s-a părut părintele Teodot a spus despre acest lucru. Nu înțeleg, am discutat cu mai mulți oameni personal și nu credeau această legătură. Mi se părea că este fantasmagorică, nevânează tot neorganic. Germania a făcut acest experiment exact 3 ani, după care a renunțat, la fel în Anglia. Această situație cu transplantul este o situație care se întâmplă acum în România. Numai de mult de 3 ani au vist ziarele și televiziunile cu cazurile unor clinici ilegale, ilicite, în București, clinici izraeliene de recoltare de organe, fără aprobări, fără nimic. Erau niște case perfect închise, amenajate în interior. Deci au fost date pe toate canalele de știri, acum 3 ani. Aceasta este fantasmagorie. Vă dați seama, acest card de sănătate îi se va duce mătușii Mărioara din Cucuieții, din deal, și îi se va face un instructaj și va fi întrebată dacă este de acord cu transplantul de organe. M-am referit la mătușa Mărioara pentru că este omul statistic, celor, să zicem. Clar că nu va avea nici cunoștințele și nici nu va înțelege. Îi se va prezenta ceva bun, ceva altruist. Prin transplantul de organe se face se deschide poarta unor abuzuri incredibile. Vorbim aici de trafic de organe, un singur organ costând 10.000 de euro. Știți că noi, cei care donăm în România, dacă cineva se gândește, eu vreau să donez un rinichi, acest act, nu intri în baza de date a țării tale. Tu nu donezi primului om care are nevoie de un rinichi din România. Intri într-o bază de date europeană. Înțelegeți? Și care este la... Știți unde se stochează bazele de date europene? Într-un loc foarte sigur, unde nu sunt războaie. Unde sunt? Nu, în Israel. Deci acolo este considerat locul sigur pentru bazele de date europene. Cineva întreabă, cei care au primit cardul de sănătate, ce să facem cu el? Le înapoiem celor care ne le-au dat. Asta e părerea mea. Înapoi. Și vreau să vă... Am spus că o să vă spun legătură cu asta. Lupta oamenilor în privința asta. Vreau să vă dau niște minuni care se întâmplă în privința asta, prin care Dumnezeu arată de unde provin ele, că sunt de la diavol și sunt făcute spre nimicirea, spre moartea noastră. Ele nu sunt carduri de sănătate, cum spunea foarte bine cineva din credere. Aceste carduri sunt carduri pentru moarte, nu pentru sănătate. De exemplu, o femeie în vârstă s-a rugat Părintele Justin și Părintele Arsenie Boca. Sfinților, ajutați-mă că am auzit cardurile astea nu-s bune. Ajutați-mă să nu vină la mine și scap de ele. Și într-adevăr, poștașul a făcut o greșeală și nu i-a mai trimis ei, a trimis la altceva cardul ei și i-a scăpat. Apoi un alt om, destul de în vârstă, bolnav, care știa că sunt nocive aceste carduri, nu s-a hotărât să nu le primească, și a mers acasă într-o sâmbătă seară. Acasă l-a întâlnit fata, tădicule, s-a venit cardul sănătate. Ce faci pe el? Omul imediat a simțit o teamă, om credincios, cu rugăciune, a simțit o teamă și niște gânduri însoțite această teamă care îi spuneau. Băi, omule, ia-l mă, că dacă nu mori, tu ești bolnav, tu ai nevoie, vrei să mori? El a respins gândurile prin rugăciune și toată starea de frică, fără lupta domnicească lui, imediat vrăjmașul a lucrat prin soția lui și a spus, măi, Vasile, hai măi să nu le aruncăm, măi, măcar să-i țin de o parte acolo și de va fi nevoie și nu mă mai putea, îl luăm. N-a acceptat nici sugestii ispita soției și a hotărât, îl iau și l-a aruncat pe foc. L-a aruncat pe foc și a mărturisit de 3 ori, nu în continuu,
a simțit un miros de diavol. Păi, dar parcă miroasa diavol, Doamne, așa putoare n-am mai întâlnit în viața mea. Nu continuu, ci de trei ori la rând. Este mărturia omului care este îndepărtat de a făcutățul mentale și o cunosc și el. La fel, alți tineri au aruncat în foc și au spus același miros, aceeași putoare diavolească. Un alt preot din Telurman avea card bancar. M-a întrebat ce să fac. Părinte, nu spun nici asta, mai ales la preot, la clerici, biserici, carduri bancare. Până ați sucit, știți ce scrie pe ele? Visa card. Visa înseamnă 666. V-I este 6 în romană. Yes este 6 în greacă, că sunt limbi care au corespundent cu cifre. Iar A este 6, nu știu, în sirian, nu știu ce limbă. 666 pe cardul tău, cifrat. Așa, cum să spui tu numele tău lângă 666? Nu este evident. Și am zis, părinte, scapă de el cum poți, roagă. Părinte, dar credeți-mă că l-am luat, n-am avut nicio ispită. N-am fost deloc tulburat. Ia să pui la prost cu mine problema asta înaintea Mântuitorului. Și când a făcut rugăciune la proscomitie și a pus părtișul pentru asta, la scurt timp a dobândit convingerea că e de-al vrăjmașului diavol și la fel s-a dus la bancă să scape de el. În drum spre bancă, la fel gândurile, un atac puternic, demonic de gânduri însoțit de frică și de neîncredere îi spuneau, nu te mai duci aici, că n-ai să reușești, nu te bagă nimeni, înseamnă o să râdă toți de tine. Păstrează-l, că altfel nu poți să ai bani. El totuși a spus, Doamne Iisus, i-a biruit gândurile astea, s-a dus la femeia de la Vișeu și a spus, Doamne, eu vreau bani în mână, nu vreau card. Aceasta i-a spus că cardul nu-l putem elimina, îl rețineți dumneavoastră, faceți ce spune, nu-l putem scoate, dar vă putem da bani în mână. Și atunci omul preotul a luat hotărârea, Doamne, dau pe foc, scap, e prășmășia. Și vor fi și mult mai multe pentru necredincios ca să convingă omul că acestea sunt lucrurile lui Antichrist, oameni buni. Acestea sunt lucruri demonice. În momentul sunt duhovnici văzători, străvăzători, veștea îmbunătățiți, care văd în momentul în care un om a luat aceste acte electronice, un drac se lipește de el și îl tulbură și îl întărește, îi scade vigilența, îl face până la urmă de așa fecere. Asta este cel mai mare pericol. Și Părintele Iisus ne-a spus, iadul este plin de movile de carduri. Ne-a spus, Părintele Iisus, vreau să vă spun că vedea și raiul, vedea și iadul. El avea rugăciunea asta înainte văzătoare, raritatea asta avea. Și a spus, sunt movile întregi de carduri care ard în focul iadului. Cine crede, bine lui, cine nu, noi nu răspundem, noi nu forțăm pe nimeni, noi doar avertizăm, mărturisim, cine crede și înțelege bine, cine nu, Dumnezeu cum era. Deci, Dumnezeu, bineînțeles, te iartă la spovedanie, deși nu, n-am auzit, poate numeri fideștii preoții care să, nu mai vorbesc de arhierei, ăștia nu întreabă nimic, așa ceva. Deci, să întrebi un preot la spovedanie, ai cumva acte electronice, carduri, n-am auzit, poate sunt, ai numeri fideștii, dar îl lepezi, îl dai înapoi, te dezbari de el într-un mod sau altul și te spovedești, Dumnezeu te ia. Și nu ești conștient. Cunosc un părinte care a fost în Italia vreo 4 ani și a avut, în Italia acolo este un card unic, nu știu, mic ca dimensiune, dar fără ăla nu poți să mergi mai nicăieri. Și nu știa de ce nu se poate ruga. Un părinte era sufocat. Cum a venit în România și s-a spovedit la un preot care le preocupă problema asta cu toată seriozitatea cardurilor și a spus preotul să le vede cum s-a spovedit, cum s-a înseninat la față și mărturisește, din nou mă pot ruga. Cineva ar vrea să spună, ar vrea să-și spună părerea despre cardurile sănătate ca jucătoare sistemului sanitar. Păi, să-și o spună, dar pe mine nu mă poate schimba în gândit, îi spun din aia. Spune ăsta microfon sau... Numele le liniște cele bune?
Ai mers așa din părinte în părinte duhovnicesc și am cercetat problema asta ca și medic și lucrător în sistem. Practic, problema am cunoscut-o în urmă cu 10 ani când am făcut o specializare în Franța și intrând acolo în sistem am dobândit și acest card. Pe vremea respectivă încă nu știa, nu se punea problema la noi. Din punct de vedere logistic, pe noi în sistem cardul ăsta ne ajută foarte mult. Ați atins foarte bine problema că el are perversiunea asta cu transplantul de organe. De fapt, aici este singura chestie atacabilă. Că face parte din plan, din puzzle-ul, CNP-uri, chip-uri, așa, este cu totul adevărat. Dar s-ar putea ca momentul, cum ați spus, să luăm deschis, venirii Antichristului, să mai dureze încă zeci de ani. Și întrebarea este acum momentul să facem mucenicie? Este acum, ce le dăm noi oamenilor care au grave probleme de sănătate, ce le punem în loc? Haideți să ne gândim să găsim și niște soluții. A zis rugăciunea, dar cât sunt, părinte, câți? Am pus înainte o altă întrebare. Întrebarea este așa, am mai întrat un părinte, ce facem? Ce facem? Lupta este nu să ne tulburăm acum, luăm cardul, nu luăm cardul, lupta este să îl dobândim pe Hristos, lepădându-ne de păcat. Avându-l pe Hristos, El va fi cu noi până la sfârșitul veacurilor și ne va învăța și ce să facem. Deci asta e lupta, să învățăm oamenii să se spovedească, să nu mai păcătuiască, să se pocăiască și având lumina lui Hristos vor ști ce să primească și ce nu. Și haideți atunci să învățăm, haideți să ne facem la meșteșuguri, să ne întoarcem la munca pământului, să ne întoarcem la o medicină din plante, la o alimentație sănătoasă. Asta trebuie, să le oferim o soluție. Da? Nu ne lepădăm, e lepădare, mucenicie și gata. Nu se poate, sunt oameni cu prunci, sunt oameni cu probleme. Deci în sistem e o tragedie. Într-adevăr, se vrea controlul total. Noi rețetele de un an de zile le dăm electronic. Sistemul știe tot ce are omul, tot ce mișcă, tot ce și-a. Suntem influențați să dăm medicamentul cu tare, mai nou, că e mai scump. De fapt, să crească acțiunile la Big Pharma și omul săracu aleargă cu sacoșa de medicamente din medic în medic, disperat, neștiind de fapt că soluția lui, boala lui, este una sufletească. Pentru că dacă n-ar avea boala în suflet, n-ar avea-o nici pe cea a trupului. Dacă ar alerga întâi la preot, s-ar curăți de păcate, ar primi și vindecarea sau ar ști să-și ducă crucea și prin asta să vadă curățirea de păcate și vindecarea, în primul rând, spirituală. Deci, haideți, tot vorbim, că vine, mă rog, toți suntem conștienți de asta, realizăm, dar haideți să găsim și niște soluții. Părintele Iustin ce spunea? Haideți să facem niște case mai la munte, să învățăm să cultivăm pământul, să ne îmbrăcăm simplu, să nu mai mergem la market. Deci eu cred că asta trebuie să înceapă. Nu dăm cardul și aspectul, nu dăm cardul. Deci noi știm lucrul ăsta, dar haideți să dăm niște soluții, să facem și niște conferințe pe teme de alimentație, să învățăm tinerii să nu mai mănânce fast food și toate, și chiar și noi, să vedem câți dintre noi facem exercițiul ăsta într-o săptămână, nu mai mergem la supermarket. Sau ne doare capul și încercăm sau la prima febră nu luăm antibiotice, nu dăm la copii antibiotice, ci ducem la Sfântul Masă sau la Sfânta Împărtășanie. Soluția este pentru un om modern, mucenicia lui asta, în asta ar consta. Dacă are posibilitatea să-și găsească un loc la țară, unde lui nu va veni deloc ușor să învețe din nou cu sapa, să lucreze. El care a fost învățat cu supermarket și cu magazine. Deci asta va fi mucenicia, începutul mucenicii lui, nu deloc ușor, dar nici nu putem să spunem că, și într-adevăr, l-ai dobândit pe Hristos în tine și îl păstrezi, deși și vorbesc că e foarte greu, nu te mai tulbură așa tare lumea aceasta. Dar nu putem să spunem că l-avem pe Hristos în noi și ne-am spovedit și ne-am părtășit și luăm cardul fără probleme de conștiință. Asta nu putem să spunem. Adică dacă eu am card de 20 de ani, așa am
Da. Dumnezeu ne-a născut cu el, că noi ne-am ocupat nimeni. Da. Înseamnă că nu mai am acces la spovedanie și la împărtășanie și nu mai primesc nimic. Doamnă, aveți acces. Aveți acces. Dar problema este următoarea. Ce este o slăbire, o răcire a relației tale cu Dumnezeu, iar dacă tu continui cu acestea, din cădere în cădere, până la urmă vei primi pecetea, implantul, că spre asta să mergi și vei zice că toată lumea, ăsta mă apără, implantul e bun, că ăsta mă apără, știi lumea pe unde sunt. Deci este o securitate extraordinară acum, că ei vor da drumul la, vor da drumul la, la pușcării, vor da drumul la răufăcători. Mă apără acesta, Doamne, trebuie să fie identificat, ăștia salvează viața, Doamne. Și la un moment dat te trezești că ai primit pecetea. De aceea Părintele Iustin a făcut și a dat binecuvântare și a susținut, dar n-au venit preoți. A dat binecuvântare pentru manifestația în fața Parlamentului împotriva cadrului sănătate. Mai mult, aia a fost un lucru de onoare, pentru că se vede, acum o mare parte îl iau, dar el cu durere a spus, o să vedeți oameni buni, a spus. Acum nu-mi dați dreptate, dar eu cu durere vă spun, îmi veți da la un moment dat dreptate, dar va fi prea târziu. Adică tu dacă acum nu te obișnuiești, tu dacă acum primești cu ușurință acest car și îți argumentezi, păi da, eu am copii care sunt bolnavi și trebuie să-i... n-am ce să le fac. Tu îi obișnuiești așa și pe ei, te obișnuiești pe tine, până la urmă vei primi să nu primești finalul. De ce? Finalul, cum spune Părintele Elpidi, este nanometrică care intră la ADN. Cine mai... într-un milimetru, în capul milion de cipuri nanometrice, cine mai scapă de acel lucru? Cineva mi-a dat răspunsul. O zis că dacă... faptele tale te scapă. Aia. N-ai cum să te mai scapi, tu nu mai ești liber. Tu nu mai ai putere de gândire. Deci tu nu mai ai putere de gândire liberă. Dacă ajungi la ADN, intră la ADN-ul, să știți, da, sunteți medic. ADN-ul, după părerea, lucrând împreună, medicina cu știința sufletului, ADN-ul se pare că este ultima graniță între trup și suflet. În momentul când s-au ajuns acolo, la marginea sufletului, deja ei îți înoculează orice vor, tu nu mai ești liber. Acum, fiecare are lupta lui de dus, dar să știți, Doamne, că acum să luăm la o adică. Nouă cardul nu ne dă mâncare, nouă cardul nu ne dă apă, greu cine face să crească? Dumnezeu, acesta este un vicleșug cardului. Păi am auzit pe cineva chiar... Aici e foarte bine că a pus problema, Doamne, a pus problema sinceră după gândirea și după experiența dumneavoastră. Un bătrân a zis următorul, s-a ajuns până următoarea, ca să vedeți închinare la idol ce înseamnă în zilele noastre. Și lepădarea de credință. Aici bate, aici este problema cardului. Și anume, a existat o discuție între acest om Vasil și un prieten de-al lui. Omul Vasil e credincios, zice, Dumnezeu, nu-mi cartul, îți iasă prin mergătoare pe ce, nu iei nici mă omori. Măi, cum să nu iei că mor, mă? Dacă nu iei cardul, mor. Cum să mor, mă? Nu vezi că eu n-am card și nu-ți mor? Deci vedeți ce vicleșug de gândire și ce ispită prin capul ăla ca să-i spun, dacă nu iei cardul, murim, mă. Fără card, murim. Cum să murim, mă? Pe noi ne-au dat nașii cardul? Pe nouă ne-au făcut cipul? Nouă ne dă cipul mâncare? Ne dă apă cipul? De aceea... Sau sănătate. Vezi, Doamne, sănătate. Tot cu bani. Exact. De aceea se va pune problema, la un moment dat, se va pune problema în omenirea care va ajunge, la un moment dat, se va pune problema următoare. Toți se vor închina unui om, Antichristului, care îi va promite că îi dă de toate, până când se vor termina și vor fi nevoiți Sfinții Ilie și Enoch, care din râvna lor dumnezească vor să demonstreze următorul lucru. Mă, oameni buni, dacă noi avem putere la Dumnezeu, noi oprim apa, noi oprim ploaia, să vedem ce vă mai dă la mâncare. Și atunci când vor înfometa cu toții,
se vor duce la ei și vă spune, dă-i mâncare, că ai spus că tu ești Dumnezeu. Și el vă, dacă cerul nu vă dă, eu de unde să vă dau? Și atunci vor da seama din șelăciunea aceasta și se vor zice, să zice că se vor mai întoarce unii. Dar întoarcerea asta trebuie făcută din timp, trebuie să te obișnuiești, să te silești pe tine, să depinzi cât mai puțin de sistem. Trebuie lupta cu tine însuți să te desprinzi cât mai mult de acest sistem care... Și aceasta știți cum va fi? Prin trăiri, dar însoțită și diferirea de acest, de acceptarea acestor lucruri care sunt al lui Antichrist. Și vreau să mai spun, eu am fost în urmă și a Părintele Iustin. Părintele Iustin a spus unei fete din Bacău următorul lucru. Părinte, ce să facem, Părinte, în zilele noastre? Uitați toate spinele. Pregătiți-vă de prigoană pentru că în 2016 Antichrist apare persoană publică. Iar acesta în 2016 coincide cu sinodul panortodox, care va fi un sinod antiortodox, prin hotărârile lui, așa spun prorocii, și atunci se pare că va vrea. Noi nu trebuie să-i temem de acest Antichrist. Deși se spune că intrăm să va fi vicleșugul maxim și toate patimele vor fi într-un sub, noi să-L dobândim pe Mântuitorul Iisus Hristos viu prin despătimirii noi, prin darul despătimirii noi, și așa vom putea birui toate și nu vom... Și să știți că omul ăsta am observat la el, pentru biruința lui în lupta asta cu acest carne sănătate, că nu l-a primit, omul acesta a avut o bucurie care mi-a transmis-o și mie și a zis, măi omule, Dumnezeu, mulți Mântuitorul se bucură de tine, care e spins ispita asta. Domnicească? Dar omul intrează acum la îndoieli, mă, dar oare o să rezist până la sfârșit? Părinte, ce să facă? Roagă-te mereu și Dumnezeu te întărește. Dumnezeu ne va da de toată. Doamnă, acum vom trăi sau în teroarea și în angoasa sistemului care se schimbă mereu și prin înfricoșare și astăzi lucruri ale vrăjmașului, sau în libertatea și în bucuria și în minunile Mântuitorului. Sfință vor face minuni în vremurile și noastre și care vor fi mai grele, minuni ieșite din comun. Eu vreau să vă spun o minune la Petru Vodă. Mănăstea Petru Vodă n-a primit niciun ban de la stat. Părintele Iustin a început această mănăstire, cred că toți a spus pe acolo, a început această mănăstire de la zero. El a venit la mănăstirea Secu cu doi călugări și a stat acolo în anul 1991. Primul an a fost greu, îi aducea cineva de mâncare. Dumnezeu, pune-te Dumnezeu da pe post și să vezi cum îți aduc oameni din jur mâncare. Eu am făcut experiența asta pe pielea mea. Am vrut să mă pun la un post care nu-l puteam duce. Și Dumnezeu îmi trimitea mâncare prin oameni. Dar Dumnezeu care ne-a creat, care ne-a făcut pe noi, dar El nu se luptă pentru mântuirea noastră, El m-a lăsat izbelește vremea la nici pomeneală. Dar trebuie să vadă și la noi. Să știți că ispitele durează până la un timp. Starea asta de frică, de incertitudine, de îndoială, durează până la un timp. Ești lăsat din Mântuitorul în ispită până la un timp. Atunci El vrea să vadă alegerea și lupta ta. După ce ai răbdat un timp și n-ai luat hotărâri pripitii și la tulburare și te-ai rugat mereu cu Doamne Iisuse, vine și lumina dumnezeiască. Și atunci te încununează Mântuitorul. Dacă te lasă un timp singur chiar, se pare că te-o părăsut. Ești izbelești. Te lasă un timp să vadă. Încotro înclin. Dacă îți menții și te rogi, Doamne, nu m-a lăsat. Doamne, aștept să mă mențin poziția. Te lasă până la un timp. Cum spune și Părintele Arsenie Bucă. Spune că centrala cu apă, hidrocentralele astea, ele nu pot da lumină decât până se ridică nivelul la un anumit prag. Când o depășit pragul, de-abia atunci dă lumină. Așa sunt și ispitele în viața omului. Nu poți să dai lumină, să te împărtășești de Sfânta Lumină a lui Dumnezeu, decât dacă ai răbdat până la un anumit prag și apoi începi și tu să te împărtășești de Dumnezeu și de lumina lui Dumnezeu. Deci Mântuitorul îți va da voi din cer. Păi da, gândiți-vă, El n-a înmulțit în pustie 5 pâini și cât? 2 pești și 5 pâini. Acum îl probăm pe El. Dumnezeule, tu ai spus?
prin Părintele, știm că acestea sunt și dăm și noi seama că sunt premergătoare Anticristului. Noi nu vrem să luăm. Ei, așteptăm de la tine. Și să știți că Dumnezeu în vecii vecilor n-a lăsat pe nimeni înșelat în nădejdea și în așteptarea Lui. Deci Mântuitorul ne iubește și are o bunătate care noi nu putem percepi. Mi-a zis cineva seara când se împărtășește un copil mic, abia cade jos de bucurie. Cum sunt copiii Sfânta Părtășanie, nu putem noi percepi curăția lor. Dar Mântuitorul ne va ține cu amândouă brațele în dragostea Lui. Și să mai pune și încă o problemă. Doamne, chiar de nu ne vei da, noi tot nu ne vom lepăda, poate pentru păcatele noastre, dar să știți că Dumnezeu vede slăbiciunea, numai ales a generației noastre și ne va da Dumnezeu și din cer, vă garantez eu, ne va da Dumnezeu și sănătate și din toate cer. Pentru vot n-a luat niciun ban de la stat. Dar cu ce? Deci el n-a fost salariat, nici angajat al metropoliei Părintele Iustin. De aceea este un exemplu el cu trăiești numai cu Hristos, fără acest stat antichristic. Și din 91 până aici, uiteți că merge mănăstirea. Nu am urmit nici foamele la pentru vot. Deci Dumnezeu dă, pentru că noi pomenim acolo morți, vii. Păi să pomeniți dumneavoastră morți, neamul noastră, să îngrijesc morții de dumneavoastră, ca să-i pomeniți mai mult. Și vreau să mai spun un lucru. Păi da, ia uitați-vă la sfinții ăștia care deți sfinții. Eu am întâlnit unul dintre ei, Părintea Atanas Ștefănescu. 22 de ani, sau avem unul care este încă în viață, Părinte Paulin, la Petru Vodă, 22 de ani n-a mâncat decât două cireșe ca fructe. 23 de ani, fructe n-a văzut decât două cireșe. În rest, mizerabile mâncare de acolo, tot doi. Nu. Doamne, nu a murit și i-a ținut Dumnezeu. Bineînțeles că au murit și de foame. Este adevărat că la Iud s-a murit de foame, s-a murit de frig, dar uitați, fără cruce nu este învierea. Acum noi ne închinăm la Sfinturile Moaștri, ei au slava cerească și se rugau, erau un postitor care o mâncau toată săptămâna. Noi nu putem așa, dar să știți că Dumnezeu dă fiecăruia după cum poate El. Dumnezeu are milă de matare, că n-ai știut cu cardul. Mântuitorul te are pe dumneata și pe noi toți în planul de mântuire și să luptă pentru mântuirea noastră. Chiar dacă aveți acum cardul, zicem. Dar v-a spus prin mine, prin altul, prin Părintele Iustin, că nu sunt bun. Și ca să fiți în fața Lui cum trebuie, scăpați de El. Acum depinde de alegerea fiecăruia. Pe pielea fiecăruia va trăi fiecare minunile și relația lui cu Dumnezeu îi va spune, ce vom face noi? E o problemă la vânt, cum vom trece cu chestiile astea, că nu sunt chiar de loc de glumă. Acum nici nu ne spământăm, dar totuși trebuie să avem liniștea cea bună și să știm că lucrurile astea deteriorează, ne rănesc sufletești, devenim slabi duhovnicești. Ia să vă spun eu acum o întrebare. Sfânta Maria Egipteana, cum o trăi 4-7 ani? O mânca niște ierburi amare, eu am fost acolo. Niște ierburi amare, dacă guști din ierburile alea, vomiți. Așa ierburi amare o mâncat ea 47 ani. Și până la vârsta, când a mers în pustie, la 27 ani, până la vârsta aia numai vinuri, carne, fripturi și cântece și desfrâul. Ei, 47 de ani încât bea apă din Iordan, stătea la friguri groaznici, care sunt noaptea în deșert și la călduri insuportabile în ziua. Și o ținut-o mai ca Domnul. Deci, trebuie să ne exersăm credința și să biruim încet, încet, să ne biruim pe noi înșine ca să putem să ne mântuim. Orele fiind înaintate, vă rugăm să cântați împreună cu noi o cântare Maicii Domnului, cu Cristi cu adevărat, și apoi vă puteți încina la Sfintele Moaște, acestea aici, de la Iud, de la Sfântul Micenic.
Amen.